Astăzi o să vă arăt cum să faceți un urs din prosop Am văzut că v-a plăcut tutorialul cu bufnița Și m-am zis să fac unul cu un urs Acum să începem Să avem nevoie de 3 elastice Din astea Care am eu unul de păr Și un prosop Deci trebuie de mărimea asta, mai dreptunghiular. Trebuie să-l puneți pe orizontală Și uh, să-l suprapuneți Exact partea aceasta cu partea aceasta. Cam așa. Așa. Și așa. Dacă nu sunteți siguri că a suprapus exact, uh, îndoi și altă parte, nu. Ne-am suprapus exact. Uh, o să mai scad un pic. Aproximativ la fel. Deci, cred că e ok. Acum, um, va trebui să rulăm uh, până la jumătate, cam așa. Să rulăm și cealaltă parte, pentru că eu țin camera în mână și ar fi un pic cam greu să rulez ambele părți. Ok, după ce am rulat uh, ambele părți, apropo, e normal să vă să partea asta mai tare și partea asta mai moale. Trebuie să rulați cealaltă parte. Așa. Acum, uh, va trebui să faceți cam așa. O mică, mică, mică deschizătură care reprezintă picioarele ursului. Acum, cealaltă parte, trebuie să o întoarcem cu spatele. Cam așa. Atenție! Um, o să revin când o să fac picioarele mai ca lumea. gata am încercat din nou. Acum, ce tot ce trebuie să faceți este să. Faceți ce o să vă spun eu. Trebuie să întoarceți partea asta cam așa, să vină așa, să se, se suprapună cam așa. Acum va trebui să depărtați un pic astea. Dacă nu vă este clar, o să-l întorc imediat. Cam așa arată, întors pe verticală și cred că arată ok. Acum vom avea nevoie de primul elastic pe care îl vom pune așa. Așa, l-am pus ca să arate ca un fel de cap. Urechile trebuie să faceți așa. O să vă arăt locul unde trebuie să le spuneți și așa. Acum eu o să aplic. Gata, mi trebuie doar niște ochi. La ochi puteți să-i faceți bulbucați, nu știu, sau altfel, dar uh, contează că a ieșit. Cam atât a fost cu tutorialul. Sper că v-a plăcut. Să-mi spuneți uh, dacă vreți ca în viitor să mai fac uh, astfel de tutoriale cu altceva. ceva. Până atunci, sper să ne revedem. A, da, și vreau mai multe comentarii, bineînțeles. Dar uh, nu că o cerșesc, dar și like-uri. Și vreau să vă abonați, în caz că nu v-ați abonat. Da. Și da. Așa. Um, și să vă abonați, pentru că mulți nu sunteți abonați. Și din nou, nu că aș fi cerșit. Dar. Um, nu că fac din nou ca într-un alt videoclip, dar. Um, din nou e posibil să mă las de YouTube. Dacă vreți, putem să facem 100 de abonați. Din nou, nu că eu cerșesc. Și să vă arăt o surpriză mare, dar nu orice fel de surpriză și fața mea. Și o să dezvăluim multe, multe chestii. Dacă o să fac despre mine, bineînțeles. Dacă o să facem chiar și vârsta, dacă o să facem 100 de abonați. <coughs> să scrieți în comentarii ce vârstă credeți că am. Și cam atât a fost cu videoul. Pa!